Strada Ion Creangă din capitală va intra din nou în reparație după ce a trecut printr-un proces de reabilitare prost executată și lăsată în voia sorții de fostele administrații. Actuala conducere a Chișinăului spune că nepăsarea nu-și mai are locul în proiectele de infrastructură. Licitația pentru identificarea antreprenorului a fost lansată, iar lucrările vor costa aproximativ 50 de milioane de lei. Reparația străzii Ion Creangă din sectorul Buiucane a început încă în anul 2018. Lucrările s-au făcut la suprafață, fără a fi schimbate rețelele inginerești subterane. Din acest motiv, contractul de antrepriză a fost reziliat. Eu nu știu care este de fapt și dacă poartă compania vreo vină pentru că a făcut ceea ce i s-a indicat de nemijlocit de către administrație. Dar a fost un proces destul de lung, repet. Iată, toată echipa de juriști împreună cu Ilie Cioban, mai mult de jumătate de an am tot căutat soluții în această privință. Administrația precedentă care era responsabilă de acest lucru trebuie să poarte răspundere penală. Din vina fostei conducerea capitalei, în prezent oamenii sunt nevoiți să meargă pe o stradă care arată ca după război, spune Cioban. Primarul avertizează că va monitoriza personal mersul lucrărilor contractate, iar ofertele depuse la licitație vor fi examinate minuțios. Așteptăm într-adevăr companii bune să participe și să învingă cel care poate face lucrările calitativ și bine. Strada va trece printr-un proces amplu de reparație. Vor fi reconstruite carosabilul, trotuarele și rondurile. Noul proiect nu prevede defrișarea copacilor, dimpotrivă, aliniamentul stradal va fi îmbunătățit. Tot aici vor fi amenajate mai multe locuri de parcare. Proiectul este salutat și de orășenii, care spun că, în starea actuală, strada este impracticabilă. Eu tot timpul cu mașina merg anume pe aici, ca să mă duc la servici. Și de fiecare dată gropile este. Din cauza asta, când, de exemplu, soțul meu când vine înapoi, zice, nu mergem pe Creangă, că e foarte stricat. Noi înconjurăm un cartier ca să ne merim acasă. Se renoiezi stradă, este necesar, deoarece singur vedeți în ce stare și de mult nu s-a reparat și mai ales când vin ploi, acolo este imposibil. E dezastru. Lucrările ar urma să înceapă după licitații în cel mult 2 luni și vor dura 1 an și jumătate. În scurt timp se vor lansa licitațiile și pentru reparația străzilor Tighina și 31 August.